Bună dimineața și bine v-am găsit! Nu vă deranjez, probabil că sunteți la muncă, nu? La ora asta, lunea dimineața, ați început în forță. O săptămână nouă trebuie sărbătorită prin muncă. Dar e cam frig. Frig, rece, rece. Bem o cafeluță ca să ne mai dezmorțim, să putem intra într-un dialog veritabil. Cafeluță din cafeaua cu inorul, dar zice că nu e așa bună cafeluța. Sper că ați mâncat, ați luat un mic dejun înainte, ceva cu avocado, cu ouă poșate, cu... Da, nu-i bine să bem direct cafeluța, așa cum se zice, pe inima goală. E bine la trezire să bem un pahar cu apă. Așa ne sfătuiește Carmen Brumă, soția lui Mircea Badea. Deci Mircea Badea de aia e așa puternic, așa de arțăgos, pentru că în fiecare dimineață bea pe inima goală un pahar de apă chioară. Mă, dar au ajuns și asta. La noi în Ardeal să faci așa ceva, e un sacrilegiu. Ori bei un pahar de pălincă, ori nu bei deloc. A curs bine pe la cazane weekendul ăsta. Am informații din teritoriu. Asta înseamnă că o să avem încălzitor pe perioada iernii. Că am dat drumul la foc, am făcut focul, nu s-a mai putut. Pentru mine așa și așa, dar pentru ăștia mici. De obicei știți cum e? Românul când face foc toamna? După prima răceală. Te-ai răcit bine, zici că trece și după aia zici hai să facem foc. Dar cât foc face românul? Face românul foc de a-l scoate căldura din casă. Deschidem după aia geamurile, încălzim strada. Când ieși să faci o cumpărătură minimă, pleci în pantaloni scurți ca să se vadă că ai căldură și posibilități. Acum să vedem cam ofta pormoneu, să vedem cât va veni factura, că mică n-are cum să vină, mică. Dar e bine, ne descurcăm, să fim noi sănătoși, că o gripă de asta mai trece. Problema mare să nu se rasfile, vorba aia, să nu se... Da. Scenariul școlii se pare că de mâine va prinde culoarea roșie. Până acum era hibrid, se făcea și fizic multă școală, sau mă rog, dar de mâine, cel puțin în București, domnule, în București nu le iese socoteala, nu le iese numărătoarea. Nici la prefectul capitalei, nici la doamna Anisie. Acum la ministra noastră a educației n-am pretenție că e profesoră de română mai greu cu cifrele, dar totuși, Nicușor Dan nu se bagă de pătușă, stă și se uită. Gabi Firea s-ar băga, dar nu mai bagă nimeni în seamă. Oricum e în campanie electorală, prima pe liste la Senat. PSD-iști au făcut achiziții bune. L-au luat pe domnul Rafila, pe președintele sindicatului polițiștilor, pe domnul Coarnă. L-au pus și pe el cap de listă, că de aia îi Coarnă. Pe cine au mai luat? Pe... N-au mai luat, dar au profitat de ce nume grele aveau și tristețea mea e că doamna Dăncilă nu va mai fi pe liste. Să vedem de domnul Oprișan. Să nu mai avem noi ce baroni să votăm. Asta e problema. PNL-ul merge înainte. PNL-ul își pune pe liste actualii miniștri. Ei să fie locomotiva, săracii. Om 9 luni s-a obosit în fruntea ministerelor. Merită un mandat de 4 ani să se odihnească. După aia pensie specială și dacă mai prind ceva funcții până secretariate de stat, până de astea, nu cu mult, cu 7-8.000 de euro pe lună. Așa e, domnule, când ești făcut pentru politică, politică faci. Cum e și domnul Bucălău de la Brăila. Bucălău, dacă îi vede poza, așa și arată. Bucălat, Bucălău, Bucălos. O pierdut alegerile de locale la Consiliul Județean, acum e cap de listă la parlamentare, din Brăila. Să fie sănătos. Da. Cine-i făcut repede pentru politică, rămâne acolo în politică. De exemplu, a fost campioană mondială la gimnastică. Campioană mondială la gimnastică, acum ai pedicuristă în Brașov. Bravo, felicitări! Ce să mai facă? S-a retras la câțiva ani după câștigarea medalei pe probleme de sănătate. Acum să meargă și ea în politică. Doamne, Mitica Dragomir a candidat și a ieșit consilier general la capitală. Dar nu l-au lăsat ăștia. Domnul Ciolacu a zis că nu. Deși el e o fostă glorie a blaturilor de un fotbal, domnule. Așa că bravo ei. Bravo domnișoare din Brașov. Deși campioană mondială la gimnastică, își câștigă pâinea din ceva. Știe ceva să facă. Manicură, pedicură. Oricum în Brașov e nevoie de serviciile astea, mai ales de pedicură. Domnul Alan Coliban, recent alesul primar al Brașovului, a spus că turiștii, fiți atenți, turiștii care vin în Brașov să-și lase mașinile la intrarea în municipiu. Domnul Alan Coliban, asta zice. Păi și Radu Mazăre făcea la Mamaia ceva de genul, nu? Radu Mazăre a pus bariere la Mamaia.
contra cost. Acum, nu știu. Brașov e cetate frumoasă. Atestate documentare de sute de ani. Am mers și tu să vezi Brașovul și îți cere să lași mașina la intrare. Te descalți, nu? Este și o carpetă. O să pună domnul Alan Coliban o carpetă la intrare în Brașov. Te descalți, îți iei ciorapii curați și mergi acolo. Dacă ai probleme, treci și pe la domnișoara care face pedicură, manicură. Acum fiecare încearcă să, după ce ajunge, nu? Să fie primar, încearcă să-și impune ideile, să... Da? Totuși, binele cetățeanului trebuie urmărit. Acum, eu cred că și în Brașov e poluare, cum e și în Cluj-Napoca, dar vorba aia, mai e o trotinetă, mai e o bicicletă, mai e un autobuz electric, mai e... Adică nu mi iese din cap piesa aia. Nu am somn de 4 zile și n-am niciun chef să dorm. Mă gândesc numai la tine și din cap nu pot să te scot. Hitul ăla din trending cu Jador și cu Carmen de la Sălcio. Nu vă dați seama dacă pe vremuri era YouTube-ul ăsta. Cine era în trending? Cine era? Tot timpul se băteau acolo divele noastre. Corina Chiriac cu Mirabela Dauer, cu Angela Similia. Mai veneau și masculinii, vocile masculine, Aurica Andreescu, fiertat, Spătaru, erau tot timpul în trending, dar și pentru noi au rămas în trending. Și dacă să nu sunt asta de YouTube, în trending cu sufletului nostru. Scuzați de divagație, scuzați de... Da. Momentul este să vă mulțumesc că și în weekend ați venit pe canal, ați dat like-uri, ați scris multe comentarii, mai ales la ultimul subiect abordat vineri, la cel cu mașinile electrice. Da, cineva scria că dacă ai mașină electrică, e bine să ai și un cablu de câțiva kilometri pentru încălcare. Ok? Mulți români o să plece de la stația de încălcare electrică fără să scoată mașina din priză, da? Mai spunea cineva în comentarii că, vedeți, eu le citesc. Eu le citesc și rețin ce-mi place. Mai zicea cineva că are 45 de cai putere, zice, mașină numai bună pentru ardeleni, că la 45 de cai putere așa și merge. Dar cât să fie? 6 cai frumoși? Păi ok, nu ne grăbim nicăieri. Cineva zicea că o să se scumpească curentul, dacă iese Dacia Spring electric, o să se scumpească implicit și curentul, și așa că nu o să avem nici cu asta succes acum că benzina e ieftină. În fine, ceva o să se întâmple și cu mașinile astea care ies pe piață, numai bani să avem pentru a le cumpăra. Așadar, în continuare vă aștept aici pe canal cu comentarii, cu discuții, cu dezbateri. Mulțumesc tare mult, o săptămână extraordinară vă doresc, aveți grijă de voi, că dacă noi nu ne păzim pe noi, nimeni nu ne păzește decât cel de sus și noi aleși primari. Glumesc, sănătate multă, o săptămână ușoară și ne vedem și mâine, că știți, de joi, de luni până vineri, de la 10 aici suntem, luni, marți, miercuri, joi, vineri, pe YouTube. Canalul Unicu Bendea, un canal unde ne regăsim. Aștept comentariile voastre și discuții. Să pornească discuțiile la comentarii. O zi superbă, vă doresc!